Claudia, bun găsit! Bună seara! Zeci de localnici care l-au iubit și apreciat pe primarul Ion Aliman s-au strâns în această seară în fața primăriei, iar mai apoi au mers la mormântul edilului, acolo unde au aprins lumânări, l-au aplaudat, pentru că în sufletele lor, spun oamenii, rămâne cel mai bun edil de până acum. Este vorba despre primarul Ion Aliman, care a fost răpus de virus în urmă cu 2 săptămâni. Localnicii însă nu au acceptat această idee că edilul a plecat mult prea repede dintre noi, astfel că astăzi au decis să îl voteze. A ieșit învingător, iată așadar, cu toate că este vorba despre primarul decedat. Mulți alegători au recunoscut că au votat cu mortul pentru că a fost un primar bun și a făcut foarte multe lucruri pentru comunitate. Chiar și răpostat, Ion Aliman a câștigat 1020 de voturi din cele 1600 de voturi în total, iar de acum încolo atribuțiile de edil vor fi preluate de viceprimarul PSD, desemnat de către Consiliul Local. Fiind această situație în localitatea de Veselu, alegerile se vor anula și va fi organizat un nou scrutin pentru desemnarea unui nou primar. Claudia Prădină, mulțumesc, Răzvan Savaluc. Incredibil ce se întâmplă acolo. Vedem în Deveselu, o localitate deja celebră pentru scutul antirachet. Da, eu nu înțeleg cum au rămas buletinele de vot.